Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Subnautica. Din start zic un episod ceva mai obosit, posibil odată rămână să se observe din tonalitatea vocii mele în momentul actual, fiindcă după multe, foarte multe zile, în sfârșit am început și o să mai filmez un episod cu o zi înainte să apară. Măcar începutul. S-ar putea, poate, până la final să mai schimbe alea lucrurile, pentru că nu știu sigur dacă o să termin de filmat în seara asta. Adică îmi plănuiesc ceva mai multe chivine, mai multe chestii. Așa cum am spus și episodul trecut, o să vreau eu să ne jucăm astăzi, mă rog, să ne plimbăm astăzi un picuț mai mult prin biomul ăsta de, cum se numește, Lost River. Și o să facem și chestia asta, dar de prima fază cred eu că ar fi cea mai bună idee din partea mea, acum să vedem dacă o să și fie așa, să mergem noi puțin tel până în biomul de lavă. Doar intrăm puțin încât vreau să găsim ceva anume, mai exact câteva bucăți de kyanite, încât să ne facem măcar dacă nu reactorul ăsta termal pentru Cyclops, măcar reactorul termal pentru Pronsuit. Măcar atâta, totuși nu știu exact cu cine bate faci. Ok, deci 2 kyanite, deci per total mi-a trebuit vreo 6 bucăți de kyanite ca să fac ambele respective reactoare care să-mi încarce mie și Pronsuit-ul și Cyclops-ul când ajung într-o zonă cu temperatură mai mare. Și cum noi cam să ne plimbăm bine, și în Lost River e destul de multă căldură, bine, 25 de grade. Dar dacă intrăm în acidul ăsta, dacă înșel, crește destul de mult temperatura, nu vreau să testez. Vreau să mergem noi doar la drum înspre intrarea din biomul de lavă. Pentru că dacă nu mă știu eu, nu știu, e o șansă mică, dar totuși e, din câte știu eu, n-am verificat totuși. Tu cât spațiu în inventar mai ai? Bine, nu că ar conta, ești cam plin. Dăm tu mie ce ai la tine și să sperăm că o să mi ajungă, nu mă. O, dar uite, știu cât de deep shrooms. Trebuie să ocolim noi un picuț copacul ăsta frumos pe care l-am văzut noi în episodul trecut și a apărut și în thumbnail. Și să ajungem în zona aia, unde e o altă cămeruță, o altă peșteruță, o altă ce vreți voi. Și asta n-am mai prins-o pe filmare, pentru că m-am uitat eu. E cumva o coborâre în jos, nu o să mergem cu Cyclops-ul pentru că n-are rost să-l bag eu acum Cyclops-ul acolo. O să mergem de data viitoare cu Cyclops-ul când o să și coborâm complet în biomul de lavă. Dar momentan, dacă nu mă înșel eu cu, cum se numește, Pronsuit-ul, e de ajuns încât să coborăm acolo. Bine, odată la mână sper să pot să cobor la adâncimea care trebuie, adică eu sper ca, mă rog, în teorie ar trebui să găsesc kyanite până în 1300 de metri cât am eu adâncimea maximă la Pronsuit, fiindcă pe lângă thermal reactorurile astea, gen upgrade-urile, mai e și o chestie. Kyanite-ul se folosește și pentru a upgrada Pronsuit-ul și cu Cyclops-ul să meargă la mai mult de 1300 de metri adâncime. Hai să fiu atent, pentru că trebuie să fiu foarte, foarte atent dacă pot să mă mai și întorc, pentru că n-am chef să merg pe jos, pot zic că merg pe jos, merg cu, zi să-l numesc, Seaglide-ul pe aici. Mami, acum mi-am dat seama, n-am luat mâncare și apă la mine, măcar am, hai că am niște sticle de apă așa de rezervă. Și deja intrăm în zona de lavă. Cum ne dăm seama? Se prea poate vedea lava pe jos, nu? E totuși surprinzător, după logica asta, cum reușește lava, bine, probabil să ieși în realitate chestia asta, cum reușește lava să stea în forma ei, pot să spun lichidă, semi-lichidă, zicem așa, lava, pentru că până la urmă au warper, nu warper, forma ei, cum să zic eu, lichidă, doar că nu e tocmai lichid. Ce te urăsc? Forma ei lichidă, doar că nu e lichidă, pentru că... Nu știu exact ce să spun că ar fi forma asta a lavei. Mă rog, în orice caz, nu știu cum mai reușește lava să stea în forma asta, deși e sub apă și nu se transformă în... Bine, asta e totuși logica Minecraft-ului, dar știu că e și în realitate treaba asta. Când lava intră în, mă rog, obsidianul, când intră, obsidianul se formează din lavă în contact cu apa. Deci, nu știu ce să zic. Ha, mă, dați și mie o leac de kyanite, pâlă să... Hai că vreau să plec de aici, nu vreau să stau mult. Te rog, plus. Mai ales că ajung și la 1300 de metri adâncime. Ar trebui să fie niște bucăți albastre de cristal pe pereți, dar nu văd niciunul. Nu știu ce s-a auzit așa mâncalași.
Uite-l. Dar nu trebuie să fi venit până aici ca să fi luat cai înainte, frate. Pentru că era de ajuns să fie ajuns doar până la marginea zonei. Pentru că trebuia să-i fost câteva bucăți mici. N-a să presupun că treaba asta cu câteva bucăți mici se aplică doar înăuntru zonei. Și asta este. Bun, acum să sperăm noi cât timp o să mă dau eu jos din Pronsuit să pun... zic, unde mi-e mă Pronsuit, bă? Mă dau eu jos din Pronsuit încât să-mi pun drill arm-ul. Nu o să vină Leviathan-ul din zona asta să mă mănânce. Și hai să și... Băi, am zis hai să și... 6 bucăți vreau la număr. Și dacă se poate și mai mult surplus, ca să mergem direct aici, să mergem direct. Să nu mai trebuiască să mai vin încă o dată data viitoare când vreau să fac și upgrade-ul pentru Cyclops. Hai mă, pe bune! Deci, abia primesc o bucată de Kyanite per harvest de genul ăsta. Wow! Na, uite mă, că e mai mult decât aș fi crezut. Băi, ești nebun cât Kyanite e. Doar că nu-mi dă gen mai multe per harvest. Îmi dă unul, maxim două, văd. Nu cred că are rost să mă risc acum să mă uit prin, cum se numește, inventarul pronsuitului, adică știu sigur că am Kyanite-ul acolo, hai să încerc să văd dacă reușesc să mă întorc, fiindcă e o întrebare bună, dacă mai știu cum. Și pe lângă asta, să vedem dacă reușesc să mă întorc în viață, fără să mă vâneze ce umblă prin zona asta. Ce, pot zic că ce mișună, că până la urmă ei, când zic că mișună sunt mai mulți, doar că el e doar unul, unul mare și tare. Bun, hai că am reușit, am scăpat cu viață, Doamne ajută! Acum hai să ne facem rost, să ne craftăm reactoarele termale. Eu nu mai pot, cu stresul ăsta de pierde energie, de rămân fără energie. Mă, e clar un lucru, faptul că eu mi-am luat un wiring kit, dar nu mai știu exact pentru ce. Deci ce trebuie pentru reactorul termal, stai că n-am luat, bine, le iau după. Și 2 polianiline, plus 4 kyanite. Am luat decât 2 polianiline de genul ăsta la mine. Ce naiba, mă? Deschide cuțitul. N-am luat decât 2. Mă, nu e o supărare așa de mare, nu e o supărare așa de mare, nu zic nu. Că până la urmă, ormei, ideea e să am reactorul ăsta pentru Cyclops și ăsta pentru Pronsuit. Nu e de mare pagubă, că până la urmă ormei, pot să încarc în Pronsuit, aia, ăstea din Cyclops direct. Mamă, cât coaie n-ai am luat! Bă, mă leși! Ok, surprinzător. Bun, bagă. Nu știu eu cât de eficient o să fie, dar sper pe cât posibil să fie așa un picuț măcar. Nu știu un loc de ce să băgăm momentan. Vehicle upgrade sau fire suppression. Hai să fie vehicle docking repair, ce ne va fi. Să încarcăm? Să încarcă, mă, să încarcă, ia uite ce bine, of, n-aveți idee ce drag am că se încarcă. Bă, da, eu câtă baterie mai am? Am plecat. Bă, ce mi s-a dus așa de multă energie? Am ceva pe el? Nu. Și atunci ce mănânc așa? A, nu, nu, nu. Mi-a mâncat așa de multă energie că s-a încărcat prostul. Dă. Bun, mai dăm un power cell de la gol. Mai dăm unul din power cell-urile goale. Hai, două să fie. Și să văd care pot să-l schimb. Nu, dar măcar unul din ele care e plin, trebuie să rămână înăuntru care să mențină mie, cum se numește, vitalsurile sau ceva de genul. Bun. Știți ce m-ar mânca pe mine să fac totuși? Unde mi-aș fi lăsat eu? Stai că aveam un habitat builder la mine. Vreau să-mi fac un, să-l numesc, locker fix lângă consola de upgrade-uri. Nu consola de craftat upgrade-uri, consola de pus upgrade-uri în Cyclops. Un locor micuț de perete, nu trebuie mai mult, nu de alta, dar să știu eu că pot să-mi las aici itemele. Gen care vreau să le țin, spre exemplu, pot să las power cell-uri înăuntru direct ca să mă, sau să mă chinui, las upgrade-ul ăsta direct aici. Dai, încarcă-te mâncați așa. Încarcă-te că ai de muncă. Și acum chestia este în felul următor, deci ca să facem și upgrade-ul pentru Pronsuit, da, mai avem nevoie de 2 polianiline și polianilina asta se făcea din hidrofluoric acid, nu? Plus niște gold. Și ăsta din deep shroom. Ok, deci singura problemă în momentul de față ar fi faptul că nu avem sare. Trebuie să văd cum naiba fac rost de sare. Dacă găsesc sare, trebuie neapărat 2 bucăți de sare, pentru că deep shroom am deja aici. Păi bun.
În cazul ăsta, hai să golim inventarul și totodată să luăm tableta asta la noi și cred că cam atât bine. Să mai iau și niște, măcar două sticle așa de apă să am la mine. Oprește și tu luminile interioare. Uite ce fain, se vede. Bun. Hai la drum. Ești gol, da? Da. Și acum hai să vedem. Ce ne așteaptă prin biomul de Lost River? Cum am spus, țineți ochii descriși după două bucăți de sare. Aia e interesul nostru în momentul față, două bucăți de sare, încât să ne facem și noi upgrade-ul pentru Pronsuit. Parcă totuși aș vrea să scot eu drill armul ăsta, dar mai lasă-l, că cine știe de cine mai dau pe drum. Bun, totodată vreau să mă mai uit și prin apă după niște silver, minereu de silver și niște aur, pe aici că până apă, până acidul ăsta. Bun, și pare să cădem noi de prima noastră, zic, relicvă, prima noastră fosilă, primele noastre schelete fosilizate. Când de alta, dar asta e, cum se numește, atracția principală din Lost River-ul ăsta, mă, ăsta e gold. Nu, ce ești mă tu? Nickel, aaa. Vreau gold. Fool's gold. Bun, unde să las eu pronsuit? Nu de alta, dar vreau să scanez scheletul ăsta. Mă lași? Cum o să nu mă lași, mă? Bă, ce mizerie. Știam că trebuia să scanez, puteam să scanez și pe ăsta parcă, da? Dacă nu merge, nu merge, aia e. Pe ăsta clar, trebuie să am cum să-l scanez. Refuz să cred că n-am cum să-l scanez. Aerogel, bă, dar nici un pic de sare, mă. Bun, hai prima dată să-i vedem noi capul, pentru că... ce-i aia? Quartz? Nu, diamante. A, dar n-am mâna liberă, da. Nu de atât de diamante vreau, cum să nu. Titanium? Nu titanium, ăsta e silver, nu. Ba da? Ce ești mâncat? Ești noi, ești tot nichel. Nu pot să te văd. Unde ești mâncați ești? Ba nu, silver, ăla e. Nu de altă, dar am nevoie de silver pentru wiring kit-ul ăla. Hai, te rog, nu stai, că am colea. Dă-mi și mie un gold. LED, bine, mă. Un aur mâncava și un, de fapt nu, vreau doi aur. Doi aur mâncava și doi aur. Hai că l-am găsit. Am găsit capul. Încă un diamant, nu știu dacă mai vreau încă un diamant. Bă, cât de mare poate să fie. Quartz, nu vreau quartz. Am o sare și gold vreau, cer mult. Nu știu, să-i facem poza prima dată? A, mă, pe bune că deja m-ai auzit. A, nu, ok, s-a dus pe... Da, mă pleacă mă știu de aici, hai te rog, hai că vreau să fac și o poză la Adita mai craniul ăsta, hai, plâsă. E așa că m-a speriat un pic, credeam că vine spre mine, dar nu, aparent tot înspre ăla s-a dus. Mă, dar nu vrei și tu să pleci, mă, hai te rog eu. Plec eu și vin după ea să fac poză dacă nu mă lași tu în pace acum. Mă, mâncați și ți-l omor dacă nu l-o mor tu acum. L-o mor, mă? Finally. E, și bine că mi l-ai omorât fix acolo unde trebuie să-i fac eu poză. Bine, mă! Hai, fraiere! Hai, do! Ideea doar să nu intru în gura lui. Pentru că acolo e doar, are hitbox-ul de... încă poate să-mi dea damage. Hai, mâncam ei! Unde fugi? Am putut să bat un crepsc, cu te bat și pe tine. Bine, tu ai de două sau trei ori mai multă viață, deci trebuie doar să știu cum să mă retrag. Bine, singura frică e cu ăsta, e faptul că s-ar putea să mă buguiască la un moment dat. Mă, dar chiar că de ce apă space? Că eu nu trebuie să apă space. Că eu mă plimb cu ăsta, oricum. Ei, mi-a luat animal de companie. Doar că el mă plimbă pe mine, nu eu pe el. Hai mâncam ei, unde fugi? Bun, hai să fug eu. Hai să fug eu până nu mi-au criticala. Nu, gata, ne-am potolit. Stai potol. Mai bine, mă? Da, că vine. Am animăluțul meu, du-te la zona ta înapoi. Du-te și păzește-ți scheletul ăla acolo așa. Bun, bă, da și-o dobitoc, mă. Eram în acid și eu mi-am ieșit din pronsuit. Cred că suntem safe oficial. Bine, doar să nu vină la pe mine acum. Zim că am repair-ul la mine, bun. Hai mâncați-a și unde ești?
Hai că am venit la runda 2. Hai că tu nu te regenerezi, dar eu am posibilități. De pe că a plecat. E în spate? A, uite-l, mă. Păi mai stai tu alea că acolo până fac și o poză aici. M-a văzut. Nu, de ce m-ai văzut? Sau a văzut pe ăla? A, ok, a văzut animalul, dar o să mă vadă și pe mine imediat dacă nu mă opresc de mișcare. Mă, du-te și tu la treaba ta, hai că stăteai bine acolo. Mă, știi cum e, dacă nu mă las el pe mine acum să-mi fac nici poza, nici nimic, hai să mă mai plimb eu un pic, că până la urmă eu tot vreau să-mi îndeplinesc scopul meu pe ziua de astăzi. Și să vedem dacă reușesc, pentru că trebuie să găsesc eu ceva ce nu e neapărat să găsești normal în joc, dar e ceva bonus până la urmă. Uf, fii atent, fii atent, fii atent, că am găsit ceva interesant. Ăsta, dacă nu mă înșel eu, e aici. Nu, nu e același. Am găsit? Oare, oare? Oare? Sau e doar ceva așa în plus pus? Nu, 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 acid, nu, acid. Nu vreau să stau un acid. Bun, pe tine n-are cum să nu poți să te scanezi. Așa, mă, Ancient Skeleton. Avem impresia că seamănă cu ăla din Research Facility, dar nu. Așa, deschide-l. Și ia să citesc o leacă despre el. Scheletul e de un milion de ani vechime. Armură carnivor, nu știu ce. Sugerează că această formă de viață era una dintre cele mai mari care trăia pe atunci, sau mă rog, care puteai să o întâlnești pe atunci pe planetă. Oceanul din vremea aia trebuie să fi fost destul de diferit ca să întrețină asemenea forme de viață de o mărime așa de mare, cum se numește, cu o geografie mult mai deschisă și mulți mai mulți leviatan gen prin zonă sau ceva de genul. Bun, ce mă interesează pe mine? Zic că e aici, te rog eu mult, dar nu cred că e aici. Ba da, e aici, 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 în sfârșit. Nu credeam că o să ajung aici. După atâta chin. Mă, tu ce vrei, mă? Bă. Mi-a stins bateria, stai așa. Bine, mă, bine, hai că te las în pace. Ce să-l las, mă, în pace, că a intrat pe un perete. Și-l văd acum pe acolo. Nu m-a stins, nu m-a stins. Nu vrei și tu să pleci de aici? Hai, te rog eu mult, că nu vreau să te mai omor iară. Ți-am omorât deja un seamăn. Unul din greșeală și unul fără greșeală. Unul l-am omorât voit. Bam, și aici băgăm noi tableta aurierea, să zic. Tableta portocalie. Ca să deschidem force field-ul ăsta, o să mă descarci un pic. Hai, mușcă-mă. Wow, periculosule. Hai că-ți mai trebuie o bucată și ai murit. Ei, și-am găsit-o în sfârșit, mă. Dacă intri aici, să vezi ce-ți fac. Bun, bun, bun. Ce avem noi aici? Până la urmă, pe că am venit cu un anume scop. Asta este o bază extraterestră suplimentară. Nu e neapărat să o vii să o găsești. E doar încât să faci rost de 2-3 informații de aici pe acolo. Aparent îți dă 3 ion cube-uri, ceea ce e interesant, fiindcă aș avea nevoie de ele. Ia să că nu le-am scanat. Nu scanează-le. Un pattern dubios ceva pe perete și ce asta? Ancient Research Equipment. Bine, mă, scanez o masă. Scanez o masă. A large laboratory table. Da, o masă de laborator care scanează nu știu ce. Niște mâini, niște brațe pe care erau probabil ținute. Alien flora specimen. Plante locare au fost ținute în stază. Extraterestrii au făcut o grămadă de studiere despre, apenu, pentru a afla cât mai multe despre fauna și flora planetei, pentru a menține cercetările despre specimene de pe planetă Cana, probabil să încerce să facă posibilă, zi se numesc, găsirea antidotului pentru boala Cara. Alien Bones Specimen. Asta nu e cumva de un Nyx Leviathan Fossils? Aceste fosile aparțin predecesorilor
leviatanilor de ce îi găsim noi în ziua de astăzi, de relative rudenii, de o mărime mult mai mare, și acest os pare să că sugerează că face parte dintr-un canal al urechii, ori ceva structură internă complexă. Mă, e posibil oricare din aceste două, dar mai mult seamănă cu o splină. Cine știe? Și pe asta nu poți să le scanezi? Oh. Ah, gen, toate trei le-am scanat acum, am înțeles. Și ce mai avem noi aici? Stai că de pe partea asta. Bun, stai că stai să-l citesc pe alea când nu mai am aer. Deci, nu știu ce vrea să spună tot textul ăsta, este, mă rog, tot paragraful, e faptul că descoperirile au dovedit că majoritatea sau ceva de genul ființelor vii de pe planeta asta sunt unisexe, au o producere asexuală sau asexuată, stai că nu mai știu cum era, și toți indivizii sunt capabili de a depune ouă. Ouăle de obicei au nevoie de material genetic de la o altă specie ca să poată să fie probabil dezvoltate, nu știu cum zic develop în român acum. Cazuri rare, doar unul dintre părinți este nevoie. Evoluția mutațiilor introdusă de efectul mediului, să zicem așa, propriu zis. Cercetările s-au focusat pe condițiile eclozării și variațiile genetice între părinți și copii. Ia uzi. Pe lângă asta, ce e important și pentru care am venit noi aici, să vede brațul ăsta mare? De ce n-ai un cuarț sau e un diamant și un rubi? Mă, mâncava și curățați, voi nu v-ați curățat peștera înainte să folosiți? Ce e interesant aici e faptul că avem noi Pick Up Creature Egg. Putem să-l scanăm? Nu, no, putem. Se vede cât de cute e? Cât de cute e? Deci, animalul ăsta, nu mai știu pe ce, făceam un screenshot. F11, ok. Dai, scoate asta de mână. Nu cred că eu o să-l pun pe ăsta la thumbnail, dar să fie ca și fapt divers. E bine, ăsta e un animal destul de rar. Nu o să discutăm noi acum despre el așa de mult, fiindcă o să dedicăm la un moment dat chiar un episod pentru ele, fiindcă aparent eu credeam că sunt decât două astfel de ouă, dar pare să că per total sunt 5. Ceea ce zic eu că pentru un episod merită să le vânăm și pe celelalte 3, fiindcă da, mai avem unul acasă. Nu știu sincer ce mai am de căutat în zona asta, știu sigur că pe undeva prin Lost River pe aici, nu știu exact pe unde, lasă-mă cu undele tale, pe undeva pe aici e și un schelete al unui Reaper Leviathan. Și cred că aș fi interesat să-l văd și pe ăla, dar nu știu dacă o să-l găsesc. O să-l caut eu un picuț să văd exact. Dacă nu, mă gândesc să mai facem decât o singură discuție despre respectivul schelet mare pe căruia vreau să-i fac eu o poză și să-l pun la thumbnail. Pentru că ăla despre ăla vreau să discutăm noi așa un picuț. Bine, nu știu în cât timp mai am, pentru că deja am filmat vreo 44 de minute. Bine, depinde, pentru că probabil o să stai vreo 20 din ele. Nu știu, o trei și pe de-a. Mă, cred că ăsta poți să-i cunu suferința, adică uitați-vă și voi cât de plin de bubă e, mâncați-a și cred că e fix în faza terminală pentru boala cara, mă gândesc. M-am ajuns eu un blood kelp, poate pe aici am și o șansă să găsesc niște sare, hai te rog eu mult. Hai pălăsă. Mă, da, am fost și cu băiamul de blood kelp și pare să că norocul n-a fost de partea mea. Pur și simplu n-am găsit niciun pic de sare. Așa că, învins, înfrânt, mă întorc eu la Cyclops și pe parcurs ce mă întorc și la Cyclops, să povestesc, deși încă nu l-am scanat, o să fac eu off-camera, despre scheletul ăla mare care vezi, doamne, ce e el, fiindcă e mare subiect pe YouTube când vine vorba de Subnautica, treaba cu ce naiba e ăla, bine, să știe ce naiba e ăla pentru că să dă informații despre el, este, vezi, doamne, până acum, cel mai mare monstru maritim cunoscut în universul Subnautica, ceva numit Gargantuar Leviathan. Și gândiți-vă așa, scheletul ăsta aparține cică unui Gargantuar Leviathan juvenil, adică o creatură de genul ăsta gen la maturitate ajunge să fie și mai mare.
Lasă-mă, mă! Stai și din gură, tu fost probleme cu apa. Da. O creatură de genul ăsta poate să ajungă la maturitate să fie și mai mare de atât. Adică ați văzut cât e capul, da? Ghost level să nu, e fix un... cât un os dintre ăsta de-al lui, ca să vă gândiți, să vă imaginați. Deci ce vietăți puteau trăi în vremea antică pe planeta asta, la modul ăla? Cam aia vrea să spună jocul, prin scheletul respectiv. Și ce e cel mai, cel mai interesant, ce a pornit foarte mult, ce a stârnit extrem de mult interesul oamenilor, a fost scheletul respectiv, fiindcă dacă vă uitați pe dacă vă uitați, probabil fanii Subnautica deja știu, dar mă, peste tot vezi treaba asta cu Gargantor, Leviathan, nu știu ce. Pentru că lumea tot încearcă să facă moduri și modulețe în care încearcă și chiar unii reușesc să copieze foarte, foarte bine ideea pe care au vrut să o conceptul ăsta pe care au vrut să-l transmită cei de la Subnautica când au făcut și au gândit modelul respectivului schelete. Pentru că există moduri foarte, foarte bine făcute, bine. Cred că există unul specific, mai exact unul care adaugă fix Gargantor Leviathan și nu cred că mai există altul. Dar există mult, mult și bine și am fost întrebat la un moment dat de treaba asta cu modurile. Sincer, nu știu dacă sunt eu ăla care m-aș băga la Subnautica modat, fiindcă Subnautica în sine are doar un singur scop. Bine, pe lângă că îți mai dă și posibilitatea de building, are doar un singur scop, să te duci până la final. Și între timp îți mai dă unelte să te joci de acolo până acolo. Pentru că da, e extrem de fun, credeți-mă, e extrem de fun să mă joc jocul ăsta. Dar nu știu că sunt tocmai eu ăla care zic că m-a juca cu moduri, fiindcă nu le prea văd așa scopul. Când vine vorba să zic că mai ce tare un mod, e faptul că adaugă ceva care și ce poți, care să și poți să faci ceva cu respectivul mod. Dacă îmi adaugi doar inamici cum ar veni în joc, adică la modul că există moduri care adaugă fel și fel de creaturi subacvatice. Dar care le scopul până la urmă? Probabil există adevărat, adevărat. Există probabil și moduri care adaugă ceva de genul ăsta, adică la modul adaugă content gen creaturi subacvatice cu duiumul, dar pe lângă asta probabil adaugă și ceva în plus de făcut, pe lângă faptul că ai mă pe bune doar atât te-ai încărcat? A, nu, doar atât s-a încărcat pentru că mi-e încarc mie prostul acum, da, corect. Oricum, acum e la cea mai bună, de cea mai proastă eficiențe de, cum se numește, de încărcare, fiindcă nu suntem noi unde trebuie. Trebuie să mergem un picuț mai adânc în baiul de lavă ca să crească temperatura și totodată să încarce mai repede. Probabil există și moduri care adaugă mai mult decât creaturi subacvatice. Știu, există moduri care adaugă submarine, cred că există și moduri care adaugă cel mai tare submarin din Subnautica, mă rog, conceptul care l-au dat, cred că dacă nu mă înșel, fix developerii pentru Subnautica, pentru submarinul Atlas, nu știu ce, care e făcut pentru un echipaj întreg și edita mai ăla e de vreo 3 sau 4 ori mai mare decât Cyclopsul. Și vedeți cât de mare e Cyclopsul pe lângă caracterul meu de Subnautica, deci e masiv. Și da, zic, există moduri, dar nu știu dacă tocmai le văd scopul ăla. Da, e fun, te joci, dar lipsește ceva. Subnautica, credeți-mă, e un joc tare, dar modat scârse ideea asta. Deci nu știu ce să zic, dacă cel puțin în momentul de față, nu știu dacă sunt tocmai eu ăla care aș da acum o șansă modatului, având în vedere că nu prea îmi place ideea de modat. Nu m-am uitat la aproape nimic modat, am văzut foarte puțin, dar și când am văzut a fost doar ceva la modul hai să explorăm modul și după aia nimic. Cel puțin mie îmi place să joc, când joc o chestie, eu joc până la capăt, dar momentan ideea de moduri în Subnautica sunt doar ca să adauge, nu și să fie ceva care zici că la final wow. Cam aia e treaba. De asta nu știu ce să spun de ideea de modat. Bun, în momentul față cred că am atins cam tot ce era, ce cam vrem să fac pe episodul ăsta. Acum nu știu, o să fac acum un outro și dacă nu o să-mi ajungă pentru mâine, probabil o să tai bucata asta complet și, da, pun ce vreau să mai pun după. Dar în orice caz, cam asta aveți și cu episodul ăsta din Subnautica. Sper că nu a fost chiar atât de neinteresant, pentru că totuși n-am continuat cu povestea principală, n-am făcut cine știe ce, doar ne-am plimbat și am vorbit mult și am văzut, a cincea bază de extraterestri care e suplimentară. Am văzut informații,
am spus ce e respectivul ou și o să-l avem în vedere respectivele ou, mai exact, într-un episod viitor. Momentan, punem de capăt aici. Eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte pentru atenția acordată și nu mai ceva de spus decât o zi frumoasă în continuare. Să vă urez. Bye bye!